O multitudine de programe se vor lansa în următoarea perioadă, adică până la sfârșitul anului, în următoarele 3 luni. Prin urmare, vă sugerez pe tuturor celor care vreți să faceți o investiție, fie că sunteți oameni de afaceri sau intenționați să deveniți oameni de afaceri, să gândiți o idee de afaceri pe care o putem finanța prin intermediul granturilor europene. Fie că vorbim de tânăr fermier care vă dă 70.000 de euro fără niciun ban din buzunarul propriu, fie că vorbim de programele regionale mici care dau între 25.000 și 200.000 de euro per proiect cu o cofinanțare proprie de 10 până la 20%, fie că vorbim de programele mai mari care merg până la 1,5 milioane de euro, programele regionale pe cele 8 regiuni în toată România, fie că vorbim de programele pe turism care finanțează în sfârșit infrastructură turistică, fie că vorbim de turism normal în zona rurală sau urbană, agroturism sau turism medical. Vorbim și de marile scheme de ajutor de stat pentru înființare, capacități de producție sau hale de depozitare de orice tip în mediul rural și urban. În următoarea perioadă vom avea acces la orice tip de finanțare cu o cofinanțare generală între 0 și 50%, indiferent că sunteți sau nu antreprenor încă. Stabilirea obiectivelor este cel mai important lucru pentru a ajunge la succes.